și flacăra Horezu, omonima formației noastre din județul Vâlcea. Iată care este componența celor două formații. Începem cu aspeții, flacăra Horezu, în poartă Daniel Popescu, jucător de câmp cu numărul 7 Marinaș, cu numărul 6 Vladu, numărul 9 Milosteanu, numărul 4 Ciprian Nistor, numărul 5 Zanfirescu, numărul 29 Marinescu, numărul 10 și capitanul în formație Raul Nistor, numărul 77 Roncea, numărul 92 Manole și numărul 11 Ciortan. Pe lista de rezerve, portalul Marinescu și jucătorii de câmp Țăpălia și Cercel. Antrenorul formației din Horezu este Vasile Ilinca. De partea cealaltă, la o săptămână după câștigarea etapei județene a Cupei României la nivelul județului Olt, Ase Milkov va intra în teren în următoarea componență. În poartă cu numărul 99, Victor Turian. Jucător de câmp cu numărul 24, Florin Mamăligean. Cu numărul 3, Mădălin Dumitrescu. Numărul 4, Leontin Dumitru. Numărul 15, Viorel Mantea. Numărul 20, Marian Preda. Numărul 17, Vasilică Ratu. Numărul 8, Florin Tudor. Numărul 9, Cristian Ghiță. Numărul 10, Andrei Vasilescu, care este și capitanul echipei. Și numărul 11, Mădălin Rădulescu. Pe lista de rezerve, Nicolae Cristian cu numărul 18, Ștefan Matei numărul 2, Gabriel Matei 27, Streiche Marius 19 și Marius Pincă 25. Conducerea tehnică a formației din Milkov este asigurată de antrenorii Cătălin Ristea și Iulian Rista. Meciul de astăzi de la Slatina va fi arbitrat de o brigadă formată din Robert Avram, din Ștefărește, Argeș, la centru, ajutat la cele două tușe de Gheorghiță Bărlan din Pitești și Lucian Tănase, de asemenea, din Pitești. Să urăm succes echipei noastre în tentativa ei de a ajunge în faza a doua a Cupei României. În Liga 3 joacă vinerea meciului? Da. Vinerea seara, nu? Da. Și cine are? Da, s-a întâlnit la tine. Bine, 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 da. Bubi, da. Așa.
Ștefan mai? Ștefan trebuie să vină. Azi nu veni, că nu știu ce problemă. Bernalu, că a fost în ziua? Nu știu. Bernalu, am fost aici. Ah, Bernalu. Hai, da-mi rapid de aici. Și mai mult cătări, nu știu care sunt. Care e care numărul? Așa, care e care numărul? Așa, care e care numărul? Dubai, 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 D
Nu e nici nou, băi, dacă vă luați. Dar ce credeți că nu fi foarte normal. Mai nou fotografiez. Este imediat. Este o ia, da? Mă rog, tot pisoile de la. Ia uitați aici. Ia ce frumos. Frumos. Este pe afară. Da. Poate tati. Să Thank you.
Liga. Liga, lá sou eu. Da. Nu mai puțin. Că nu mă filmez, mă zic. Thank you.
Pe urmă. Nu
Te răzbunași, băi, te răzbunași! Trina, a intrat deja în concediu de la către Trina, Sărăstării. Trina, că e prea bătână de fund.
Minutul 30 pentru Ase Vilcov, 1-0, scrie jucătorul cu numărul 9, Cristian Ghiță. Nu, 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 nu
Dacă știi, el și ăsta cum se are cu Cătălin, nu trebuie să se trebuie acum. Nu am auzit prea asta, nu am făcut la
Nu am fost
44, cartonaș galben pentru jucătorul cu numărul 6 de la Flacăra Foreză, Vladu. Și a intrat 7. 7, 7. Și a intrat 17, nu? Da. Să pălim. Să cum uităm. Să pălim. Să pălim.
ultima fază. Ia, în cap acolo. Vrei, locul din cap. Nu e 50, 46. Joacă 46? Dar n-a arătat. Trebuie să fie aia. Mai căzură, mai. Șut! Bună. Minutul 46, egalează pentru Flacăra Horezu, jucătorul cu numărul 7, Marinaș. Bravo, bă, Marinaș! Bravo, Marinaș! Sfârșit de repriză, după 45 de minute, Ase Milkov și Flacăra Horezu sunt la egalitate în faza întâi a Cupei României 1-1, au marcat Ghiță minutul 30 pentru Ase Milkov, respectiv Marinaș 45+1 pentru Flacăra Horezu. Schimbări în cele două formații, la pauză, la Ase Milkov a ieșit Leontin Dumitru, numărul 4, evoluează cu numărul 27, Matei Gabriel, iar la Flacăra Horezu a ieșit numărul 77, Roncea, accidentat, evoluează cu numărul 17, Țăpălia. Să nu stai cu nimeni, să nu dau. Fii atent acolo.
ce ratare. Thank you.
am numărul ei, nu știu ce mă Păi tu vrei să vezi unul sau? Cât îmi dă și mie echipa să-i primești. Atâta, de număr, e vorba de cum sunt poziționat în teren și știu unde sunt. Ăla e fundare dreapta, ăla e cu tare, nu e după număr, după asta se știu. Când comentam la Timișoara și la ăștia, când le-am îndivit, le-avea și-am făceam lista.
portar Ionescu, fundaș dreapta de Ionescu. Bineînțeles, fundașul nu poate să fie acum. Nu poate să fie. Stilul de joc. Noarul ăsta e numai vârstă, că-l vezi, că s-a luat. Numai atacant. Dacă ăsta e nopțe, că o nu se nu știe. Asta spune. Am făcut transmisie la radio paralel, Târgu Mureș, cum așa. Nu, dar nu, dar știe. De exemplu, 24 e Momolitean. Și îmi fac o schiță, știi, din Momolitean. Știu care sunt. Știu cum sunt. Și când schimbă sistemul tactic. 4-4-2, 4-1-4 sau cât, dar acum cum mai joacă, cum mai joacă. Care se schimbă când e post pe post, când vrea să bage un atacant în post. Știi cum ați comentat că nu știu, dar nu știu unde, dar a fost show după lume. Hai mă, urcă simplu. Stânga! Bagă-i o mole în sumă, uite, am băgat pe ăla. Știe, dar vezi că mă stângați și eu. Am 35 de ani de comentarii la alergă cu prins. Alergă mă că prins. Mai Thank you.
65, cartonaș galben pentru jucătorul cu numărul 24 de la Semico, Florin Mamărigeanu. Thank you.
Și de, de. Eu? Hai mă, ce drag! Nu e o să n-are cum de viorță! Acoșată! Nu e o să n-are cum de viorță! Buf! Foarte! Cristina, dă-mă rog să văd și la fete. Singur, și tot cu el. Da, pentru mine, pentru cultura mea. O să vorbim cu el înainte de. Dai, lasă-l, lasă-l. Așa deja mi-a spus că mi-a spus de la Barcelona. Așa e competiție. E bine să se vede. Da, da. Deci iau alii în vinerea ei, nu? Dreapta, dreapta. Stația! Ți-l dau pe al meu? Bine, bine. Stau cu pe al meu. Bine, bine, bine. Aia, pleacă în fără. Fără și... Fără... Strânga. Uite-te, bă, și... Uite, știi. 33 la... Mă, că țin cu cei de la Corez. Sunt de... Doar spăți. Uite, asta. Aia să fost peste, bă. Nici Ronaldo și... Da, roșu, da, e coșeptat. Dar nu merge din coșeptat. Al doilea cartonos galben pentru jucătorul cu numărul 7 de la Flacăra Horeș, un marinaș care părăsește terenul. Minutul 74. Nu, la mai mare, cred. Da, la un punct, 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 la un pun
Nu poți să se iau la fugă că de la. Trebuie să părăsesc că jucă, să părăsesc din cita să trebuie. Hai, mă, dă-te trecut de arbitru, hai, din seara. Te duci două, doar. Vrea să ducă la divizia asta. Cum îl cheamă ăsta? Centralul îl cheamă Robert Avan. Duce la divizia asta. E chiar de la care o apărat. Cum că este la noi, cred. Și nu dă până la poate. E de părăm, gineam cu Avram? Nu. Ia. Toată brigada e lipită. Da. Deschide pe dreapta. Dar nu e rezervă. Joacă și frate. Dați-mi un pauză. Era pe la ei face. Nu e rezervă. Nu e deloc. N-a fost reținut încă. Meritat. În două minute. Meritat în două. Dă mânia, lărgă! A, da, așa. O nouă schimbare în formația Flacăra Horezu, a ieșit jucătorul cu numărul 92 Manole, a intrat cu numărul 2 Cercel. Și eu, bravo, dar pe șanul ăsta, bravo.
Încă două cartonașe galbene, câte unul pentru fiecare echipă. Raul Ristor, capitanul formației vizitatoare, jucătorul cu numărul 10 și respectiv numărul 27 de la Semincov, Gabriel Matei. Minutul 80, 2-1 pentru AS Milcov, a înscris din penalti Andrei Vasilescu, jucătorul cu numărul 10. PPDD-ul, ăsta cu PRM-ul. Lasă-mă să te... Am trecat o foarte. Ah,
Ce? Ce? Am telefonul mobil. Am minge. E 29, deci tu următor. Adică peste 2 săptămâni. Păi nu te zici. O să te duci la da, depinde. Mai făcut vreo schimbare ăla? Ce număr are ăla după bani? 14, cât era cu ăla? Nu am făcut, la voluntea. Ăla care e plecat, e a plecat. Ăla care a plecat pe bani. Nu, deci nu știu. O nouă schimbare în formația ASE Milkov. Este jucătorul cu numărul 9, Cristian Ghiță. A intrat cu numărul 18, Cristian Nicolae. Minutul 88, schimbare la ASE Milkov. A intrat numărul 2 Ștefan Matei, care l-a înlocuit pe numărul 27 Gabriel Matei. Bueno, ahora.
ai fundat central, a ajuns să... Ce? Trebuie să vedem care trebuie în care trebuie să le fac. Meciul va fi prelungit cu 4 minute. Nu,
după ultima schimbare la formația Semilcov, iese Andrei Vasilescu, intră cu numărul 25, Marius Dincă.